aveai 9 feluri de mâncare. Așa e la restaurant. My friend. Dar sunt 9 chestii de... 9 cănițe, dar mici? Nu cănițe mici. Porții micuțe, dar... Adică șmecherite, mă, nu mănânci. Mi-a spus bobonete ăla, dar eu știam. Dar eu de obicei nu stric bancurile prietenilor, chiar dacă le știu. Ia acolo, se duce în Italia. Da, și, cu ristretto. Și dă și mie o cafea. Ah. Și ăla-i pune aia mică. Da, de asta. Da, da, de asta. Da. I-a pus da, un ristretto. Deci mi-a dat un ristretto de ăla, sau cum îi zice. Ristretto, da. Da, da. Asta e, da, de asta. Da, de asta, da. Așa și noi, da, da. Fenomenal. Zi-mi, Romică, că trece vremea. Cum a fost Revelion? Nebunie. Revelionul fenomenal. La ce ne așteptăm? Extraordinar. Bă, să așteptați-vă și din de conceptul, Crăciun. Până acum și știam că e cu mâști. Să vă așteptați, pentru că e bombă. Băi, a, că tu ai fost, te cunosc. Mi-a adus pe Răzvan și Dani, pe cuvântul meu de onoare, am avut în coastă, cu toate că au fost buni. Să știi, nu mă așteptau să cânte seara, că ei cântă dimineața de obicei, știi? Au cântat cântă și de seara până bine. Dimineața, știi, nu? L-au adus pe Ristei, care ăla cântă și când îl trezești. Ristei e bun, mă, trezit, cântă... Ristei e foarte bun. Ristei e bun. Bă, am văzut și doctorul Mihail. Mă enervează. Mihail cu Carmen Brumăn, au fost și ei, că am văzut. Da, și Mihail și Carmen. Bă, fenomenal! Mihail și Gabriel. Bă, da, doctorul e belea! A făcut un personaj, pfa, mă. Asta de Crăciun vorbești. De Crăciun. Da, da, te cunosc. Iar de Revelion a fost, va fi nebunie. Stai nițel. Zim că până acum eram obișnuit cu măștile. Zim conceptul, să nu poate mai spune. Sunt măștile, gata. Nu mai sunt măștile, gata. Nu mai sunt măștile. Care e conceptul pedal, de data asta? 8 litere, da, substantiv comun, da? Da. Hai, mă, da. Bun. Daniel Nostru. Dănuț? Păi al nostru, ce? Istorie, mă, ce? A? Istorie. Istorie, bravo lui. Nu, a făcut istorie, nu a că făcut e istorie. Păi de asta, nu, a făcut eu îl iubesc. Da, da, ce ai, e al nostru. Bine, în ultima perioadă am început să ne iubim, până atunci nu. Dar asta nu contează, contează ultima impresie până la urmă. E adevărat, da. Iar pe tine te okay. iubesc, pentru că ești fenomenal și extraordinar și ești tot timpul strălucești. El ți-a scris vorbele de Revelion? Da, a scris, toate vorbele mi le scrie de o perioadă. Cu care fac succes și mă oprește lumea în piață. Nu mai în piață. Chiar și ce a spus acum tot eu. Și aceste laude, aceste laude tot eu le-am scris. Așa. Da. Iar de Revelion, okay. Sunteți două echipe. S-au gândit la o chestie extraordinară. Va fi o luptă pe viață și pe moarte între Liviu și Andrei și Neamărin și Țociu, care e pe comedie, care sunt în spatele lui Neamărin. Îi suflu. Așa. Noi suntem juriu. Juriu la ce? Juriu. Va fi o luptă pe viață și pe moarte care aduce cei mai tari invitați și cine are cel mai frumos Revelion. Până la urmă, cred că... A, deci fiecare își organizează Revelionul lui, aduce, nu? Da, da. Da, a, okay. E o chestie, la mine nu pot să spun. Da, tot, da, cât se poate, spune, da. Are... Da, da. Înțeleg. Aha. Are miză. Are miză și e foarte mișto. Am râs, am băut, am... Da. Ca la Splash. Am și băut, ca la Splash. La Splash nu, ca Natanticu nimeni, nu. Natanticu, să te bezi din Fresh, la Splash, da. El era primul care s-arunca în cap. El primul, da, tot timpul s-arunca, dar nu știam de ce. Păi să știi, să știi că m-am dus cu filmul pe la turnee de tenis pe acolo și a scris istorie, îmi spun oamenii, a, păi au venit pe aici, pe la noi, doamna Paula, domnul Romică. Da, păi am făcut istorie. Ce făceau în timpul zilei? Moaie, Paula, și ziua, dar noaptea ce făceam? Păi noi după ce terminam... Noaptea filmați, nu. Noaptea filmam, dar la 1 terminam, 1 jumate, două. A, da? Da, da. Noi... A, ia uite, avem buzele ăștia de când le avem. Ți-ai făcut o gaură uite, în perete ca vezi? Să... Mă, nebunule. Da, și-a făcut o gaură ți-ai în perete. Ți-ai făcut o gaură în perete ca să-i vezi? Romică... Da, nu-n gaură. Da, nu. Ce? Nu ca să-i vadă el. Să ajungă copiii mai repede la el. A, nu-i e găuroi? Nu, nu e, mă, e ușă, mă, nebunule. A, ușă. Păi dacă am cumpărat casa de lângă... care era lipită. Bine, mi-a zis Horatiu și a făcut o gaură în perete ca să-i vadă mai repede. Horatiu e fugit de acasă. A, ia uite. Uite ce gașcă frumoasă. Frumos, frumos. Astea sunt recente de anul ăsta? Astea sunt recente de anul ăsta. Frumos, Bradu. Frumoase pozele, frumos și Bradu. Deci tu ți-ai luat casa de lângă am luat, și ai spart deci, peretele da, ca era să perete, mai... perete. Casa vecinei pe care am cumpărat-o cu casa mea erau perete în perete. A, dar nu erau la calcan, adică dar era nu, mă, distanță. Dar nu, calcanul era același, că era din aceeași casă. A, okay. Da, mă, d-alea care stau spate în spate. Da, adică au perete comun. Erau perete în comun, da. Pe aceea stradă. Da. Așa și am spart ce și tare. Tare și se aude dimineața. Tati! Că nu-mi zice tataie. Tataie? Tata. Toni. Tony. Tata Tony? Tony. Da. Tony. Da. Băi, sunt o minune.
Sunt o minune și mă iubesc amândoi. De unde mă, Tony? Tony Soprano, da. Tony Soprano, da. Da, nume de italian. Super. Vrei să spun ceva? Acasă toți îmi zic Tony. Da? Da. Ne spune și noi de acum înainte, Tony. Tony, da, dar nu mă mai întorc la Tony de mult. E, acasă mă întorc, că n-am încotro, că e casa mică, știi? N-are pe cine să strige Tony, dar așa pe stradă... Băi, da. Ce tare. Și Crăciunul presupun că... Crăciunul... Da, toată lumea împreună. Toată lumea rămâne ei acasă. Eu cu Cornel plec la Londra mâine seară. Avem 3 zile la Londra, la Crama Românească. Ne vedem la Gabi. În fiecare an, la restaurantul Crama Românească din Londra. Din Londra. La prietenul nostru, de 3 ani de zile. Fix în ziua de Crăciun? Show, Romica Țociu și Cornel Parade. Fix în ziua de Crăciun? 24, 25 da. Și 26. 3 show-uri. Wow. 3 zile în același loc, vin cam aproape 800 de oameni, care în fiecare an vin să ne vadă. Deci suntem numai noi și o formație de acolo. I-am obișnuit și vin acolo, frate. Foarte tare. Foarte tare. După aia revenim, nu facem la Târgu. Da, acum că ai nepoții mii, nu vrei să stai acasă? Nu vrei și tu stai acasă? Vroiam să stau, dar uite, nu pot de răul lui Nicoleta, că ea vrea să... Păi da, da. Vrea să meargă la Londra, nu? Ne-a obișnuit de atâția ani. Ca când lumea se relaxează... El să muncească. El muncește și când lumea se întoarce la muncă, noi ne relaxăm. Așa e toată familia, că stai până și cățeaua. Toată lumea are același program. Să nu credeți că eu... E cățeaua la Londra? Nu. Nu, programul de relaxare. A, da. Și de Revelion? De Revelion. Pe undeva? La... Artistic? Program? Da, suntem la Târgu Mureș. Program? Da. Tot cu Cornel? Tot cu Cornel, bineînțeles, cu Angela Rusu, prieteni. Dănuț, la Târgu Mureș. Ce face, asta e meseria noastră. Da, nu știu da. Dacă am stat vreodată de Revelion acasă, dacă a putut să meargă și Nicoleta, a fost ok, a mers și ea și am lăsat-o și m-am mai dus și în altă parte. Doamne ferește, știi ce e? Vorbeam aseară cu Pepe și zicea, bă, am muncit atât de mult în Revelioane, alergam pe la 4, 5, 6 cântări. Da, mă, da. Anul ăsta zice, vreau să stau și eu liniște. Anul ăsta e mai... el da, na. S-a apucat și de copii, că e plină casa, nu mai știe. Ce face mama cu operația, e bine? Mama e bine, am operat-o pe mama, e acasă. Da, o pupăm. De când eu mergeam la Splash, știu că era... Am operat-o... Nu știu nimic. Auzeam că era... Am făcut-o și... Robocop. Are 82 de ani, mă, nu știu, a avut curaj. Crede-mă, eu n-aș fi avut... Mersi. N-aș fi avut curajul ăla să fac operația aia, adică protezare de genunchi. A, proteză la genunchi. Proteză la genunchi și merge cu cadru, pac, pac, dar e bine acum. E la noi, bine că facem împreună, stăm. Mâine operez eu pe soacră mea, deci știu ce vorbești, da. Ce da. Să faci? A, știi ce vorbesc, da. Da. Mâine avem și noi o prietenă care comună care se operează mâine și ea tot la genunchi. Mâine e ziua operației, da. Da. Ce să faci, mă? Da. Ce e interesant și mulțumesc Dumnezeu, e că suntem toți bine, toată lumea e bine. Am o familie frumoasă și anul ăsta am avut niște realizări extraordinare și pe plan profesional. Doamne ajută, Dumnezeu. Și mă bucur și de cătă. La omul bun, la omul bun, da. Îi ajută Dumnezeu. Ai ca să vorbim corect. La omul bun, da. La oamenii buni care trag. Și crede-mă că toată viața n-am făcut altceva decât să trag și să mă bucur de lucrurile astea. Și cel mai important este că și cei cărora le oferim parte din meseria și din sufletul nostru se bucură și ne iubesc. Că de fapt... Da. Pentru ei, da. De fapt, și pentru acolo ei, e răsplata. Da. Corect, da. La aplauze, la bucurii, bravo, ce piesă frumoasă a scris, ce film asta frumos e. Ai făcut. Asta e în continuare bravo. Viața ta, nu, Romica? Da. Acolo te simți cel mai bine, pe scenă. Asta e viața mea. Și așa au crescut copiii mei. Și uite că sunt mari și... Doamne ajută, Romica, să vă dea Dumnezeu sănătate până la adânci bătrânești. Și vreau să vă mulțumesc și ție, Paula, pentru anul ăsta, pentru că am petrecut ceva timp. Îți mulțumesc pentru clipele astea frumoase. Doamne ajută să mai fie. Doamne ajută, și eu îți mulțumesc că ești un partener extraordinar. Și ăsta e un partener bun, dar el ne scrie. El ne cunoaște că ne scrie. Am zis că îi mulțumesc pentru anul trecut, am zis că mie mulțumesc pentru anul viitor. Pentru anul viitor. Și el? Îl mai prindem? Nu? Prindem. Mai semnezi? Mai dai? Mai faci? 3 ani. 3 ani? M-am mai băgat 3 ani. A, da? Bravo, să fii sănătos. A însemnat, da. Telespectatorilor voștri, sărbători fericite, vă pup. 3 ani pe hârtie acum, dacă eu apuca, nu știu, că la anul fac 50, știi? Lasă-mă, păi și ce noi n-am făcut? Ce nu n-am făcut? Și Cornel, pe 19. A fost ziua lui. A făcut... Tot 50? A făcut tot 50. Da, în picior. A făcut... Sărbători liniștite, Romică și Cătă. Doamne ajută, baftă cu școala să vă iasă așa cum vă doriți.
Și un la an, mulți ani și vouă un an cel puțin la fel de bun. Să ne vedem sănătoși. Doamne ajută. Vă iubesc. Aici suntem.